Bună ziua, bun găsit, stimați spectatorilor, noi emisiunea revista Presei aici la Capital TV, televiziunea pe bună. Numele meu este Adrian Simeon. Împreună răsfoim ceea ce mai scrie presa, fie ea pe hârtie, fie ea online. Mi-a căzut sub ochi astăzi o chestie dintr-un ziar, ziarul Văii Jiului, care zice așa. Două secunde, să se încarce. În aceste zile, la Petroșani, este în plină desfășurare cea mai mare consultare publică din ultimii 30 de ani. Aceasta a fost lansată de Costel Avram, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Petroșani. Cele patru întrebări au scopul de a crea o imagine cât mai clară despre modul în care trebuie să arate Petroșaniul în perspectiva viitorului de după 27 septembrie 2020, când vor avea loc alegerile locale. Asta, dacă vor avea loc în 27 septembrie. Practic, petroșenenii vor spune ce proiecte își doresc, cum văd dezvoltarea orașului, care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă în prezent și vor avea ocazia să își evalueze actualul primar Tiberiu Iacobriții, scrie ziarul Văii Jiului. Mai departe, ce mai scrie? Am spus mereu că vin la Petroșani ca să fim puternici împreună și voi explica exact ce înseamnă această afirmație. În urma discuțiilor cu oamenii, concluzia a fost simplă. Oamenii s-au săturat să fie importanți doar la alegeri, iar în rest ignorați. Ce cunoscut sună. Așa am decis să lansez o consultare publică. După 13 ani în care nu au contat pentru Tiberiu Iacobriții, petroșenenii vor să știe dacă de această dată vor avea un primar care îi va auzi, îi va asculta și îi va implica. În ce se implice, domnul? În ce vreți să implicați pe petroșeneni? Pe bună, vreți să-i puneți să sape străzile? Să le spargă, să băgați canalizarea cu petroșenenii? Ce vreți să faceți? În ce vreți să implicați? În proiectul public? În ce anume? Că nu prea înțeleg până acum. Eu sunt un om de echipă și alături de oamenii din septembrie 2020 vom începe un nou capitol la Petroșan pentru un oraș așa cum ne-l dorim cu toții. Chiar am fost întrebat retoric, desigur, de către cei cu care am vorbit, de ce mai vrea Riții încă un mandat la Petroșan după 13 ani? Și tot oamenii mi-au răspuns, Riții vrea să fie primar pe viață, declară Costel Avram în ziarul Văii Jiului. Așa că ne-am decis să pornim împreună la drum, eu și petroșeneni. Vezi să nu rămâi singur, nea Costel. Să-i pierd pe drum pe petroșeneni. Că și așa nu mai sunt mulți. Și oamenii să știi că au așteptări mari. Trebuie să știm ce, apropo de așteptări, mai zici matale aici că trebuie să știm ce așteptări avem la început de drum, ce ne promitem și ce vom realiza în următorii 4 ani. Îi invit pe petroșeneni să completeze cu încredere formularele pe care echipa mea le distribuie zilele acestea și asigur că împreună vom reconstrui Petroșaniu și în proiectul meu voi include toate sugestiile pe care mi le transmit oamenii în cadrul acestei consultări publice. Așa. Păi, hai să vă spun eu o treabă, măi, domnilor candidați. Acum nu mă refer neapărat la domnul Costel Avram, că domnul Costel Avram este eternul candidat, ba la Consiliul Județean, ba la primărie, ba la funcția de deputat, deci pe Costel Avram, că vrei sau nu vrei, îl regăsești oricum pe listele electorale, ca așa în tenis sau în politica hunedoreană. Dar, mă, domnilor candidați ăștia care veniți cu tot felul de sondaje, ce își doresc petroșenenii, ce își doresc românii, ce vor, nu știu, călănenii, orăștienii, bucureștenii, ce vă doriți voi? Pă băi, oameni, mai sunt până în 27 septembrie câteva zile, puține, începe campania electorală în 27 și voi nu știți încă ce își doresc oamenii ăia pe care voi vreți să-i conduceți din postura de primar, consilier local, președinte de Consiliu Județean și așa mai departe. Veniți cu tot felul de sondaje de 2 bani, ce vă doriți? Vă scrie unul, vreau Budă în mijlocul orașului. E, asta își dorește unul. Ce credeți că își doresc oamenii? Sincer, adică până acum, voi trebuia să știți despre ce este vorba. Nu să veniți cu facem sondaje, îi întrebăm, mergem în echipă cu ei. Băi, oamenii s-au săturat de bărbi de asta. Eu cred că nu mai țin. Sincer. Adică, până la urmă, strategia de dezvoltare a unei localități se face pe termen lung. Voi trebuia să știți deja ce n-au făcut bine ăia de dinaintea voastră,
da? Și să veniți să le spuneți oamenilor, băi, asta n-a fost bine, uite, eu văd lucrurile așa, nu să-l întreb, mâine, Gheorghe, tu ce-ți dorești? Păi, ce să-mi doresc eu? O pensie mai mare, nu? Pe care oricum nu o să dea nici primarul, nici consilierul județean. Că așa e intens. Apropo de Costel Avram, că despre el era vorba, i-am găsit CV-ul pe site-ul Consiliului Județean. Cine este, domnule, Costel Avram ăsta, care mai nou acum nu prea mai vedem pe la televizor din postura de administrator public al județului Hunedoara, gata, s-a terminat cu asta. Bine, o muncă e administrator public, dar îl vedem din postura de candidat la primăria Petroșani. Nu mai apare pe la alte televiziuni spunând ce mult s-a făcut în județ și așa mai departe. Acum are o treabă cu Petroșani. Păi, domnul Costel Avram are un CV pe site-ul Consiliului Județean, din care aflăm că domnul s-a născut în Miroslăvești, județul Iași. Asta e o comună, cred că, sau un sat. Deci un sat din județul Iași, din Moldova. Și să vedem ce scrie în CV-ul lui. Că din august 2018 până în prezent e administrator public al județului Hunedoara. Să trăiască cine a dat, trăiască nașul mare. Din iunie 2012 până în august 2018 a fost la APA Săr Valea Jiului. Din 2008 până în iunie 2012 a fost vicepreședinte la Consiliul Județean Hunedoara, să trăiască tătuca Moloț. Da? De la PNL pe atunci. Și domnul Avram era vicepreședinte la Consiliul Județean făcând echipă cu domnul Mircea Ioan Moloț, despre care a zis ceva ce nu prea a fost frumos, nu de mult. Între 2000 și 2001 a fost în Camera Deputaților ca și deputat de la grupul parlamentar PRM. Între 2004 și 2008 a fost administrator la o societate comercială. Între 2000 și 2004 a fost iar vicepreședinte la Consiliul Județean Hunedoara. Dar din CV-ul domnului Avram, cel de pe site-ul Consiliului Județean, lipsește perioada 2004-2008. Ce ați făcut în aia 4 ani, domnul Avram? Pe unde ați fost? Pe la ce societate? Pe la ce? Că nu vedem nimic. Ați fost la pensie? Unde ați fost? Într-un concediu prelungit? Că nu prea înțeleg. Bun, de asemenea, avem din 1994 până în 2000 Compania Națională a Huilei Petroșani la numele angajatorului, dar nu zice domnul Avram ce a făcut acolo, ce funcție o fi avut. Și între 1988 și 1994 avem IMMR Pașcani. Deci domnul Avram a muncit la Pașcani. Deci domnul Avram a venit în județul Hunedoara de undeva din comuna Miroslăvești, județul Iași. Între timp a muncit pe la Pașcani și pe urmă prin 94 a aterizat pe la Petroșani, la Compania Națională a Huilei. Ca studii, bineînțeles că domnul Avram a făcut Universitatea din Petroșani, Facultatea de Mine, Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție. Vorbește domnul Avram ca limba maternă, care e română, și la limbile străine cunoscute, franceza, zice, abilitatea de a citi bine, abilitatea de a scrie bine, abilitatea de a vorbi bine. Domnule Avram, je ne crois pas ce thing, parce que je suis très curieuse si sera possible qu'on deux, on va parler en français. Qu'est-ce que veut dire de cette chose? Alors, ați priceput ceva? Sincer, nu prea cred că vorbiți nici bine, nici nu cred că scrieți bine și cred că aleați vrăjel din curiculum vitae, dar mă rog, asta e altă poveste. Dacă vă ține mușchiul să fiți verificat, vă invit la emisiune în care vorbim în limba franceză, că doar vorbiți bine și scrieți și bine, cel puțin așa scrie în CV-ul. Bun, la aptitudini și competențe, punctualitate, altruism, seriozitate, sociabilitate, spirit intuitiv și empatic, pe bune, responsabilitate, spirit de echipă. Aveți un spirit de echipă deosebit, domnul Avram, mai ales cu echipa de la departamentul tehnic de la Consiliul Județean, nu? Știți dumneavoastră, cred că cu doamna Carmen Guran ați făcut cea mai bună echipă până acum.
din câte mi-aduc eu aminte. Acolo s-a văzut spiritul de echipă și buna capacitate de comunicare. Știți unde s-a văzut buna capacitate de comunicare? În emisiunea România Te Iubesc, pe care o știu o țară întreagă. Bun, acum ca să nu zică ce cineva că avem ceva cu Costel Avram, chiar nu avem absolut nimic, doar că ne punem și noi niște întrebări. E adevărat că nu ne întoarcem în trecut, dar trecutul ne definește așa de bine, printre altele, ce să zicem, mult succes în alegeri acolo la Petroșani. Oricum, m-a distrat articolul din ziarul Voiejiului, cât a fost halatul. Halatul ăla de baie, știți că dumneavoastră nu aveți halat de baie? Eu am. Mergem mai departe. Dom'le, ar putea intra și asta într-un anume fel la revista Presei, deși nu e neapărat un articol de ziar, numai că Facebook-ul a devenit modul de comunicare al candidaților, al oamenilor politici, al primarilor în funcție sau al ălora care se visează primari. Eu am un primar în județul Hunedoara de care nu-mi place. Dar nu că nu-mi place fața lui, din potrivă, tipul e foarte mișto, e ok, are o față de... N-are față de primar, dar mă rog. Are o față de om bun, așa. E vorba de primarul din comuna Boșorod. Ăla care în 4 ani de zile n-a fost în stare să schimbe indicatorul de semnalizare de intrare în localitate. Ăla în care, în loc de bine ați venit în comuna Boșorod, scrie Osorod. Ăla care plânge tot timpul că n-a avut bani și așa mai departe. Ei, am găsit o postare pe pagina domnului Tiberiu Cacuci, care încă mai este primar la comuna Osorod, pardon, Boșorod, în care domnișoara Cristina Chivu, care e consilier județean PNL la Hunedoara, împreună cu Alin Nicolae și Stănculea Răzvan, s-a etichetat și că au fost în Boșorod de 13 ore, ora la care înregistrez emisiunea, și zice cam așa: ne pregătim de alegeri. Echipa PNL Boșorod este pregătită și am încredere că domnul primar Tiberiu Cacuci va câștiga un mandat, încă un mandat, un mandat în care, cu sprijinul viitorului președinte al Consiliului Județean Hunedoara, Adrian Nicolae David, comuna Boșorod va reuși să ducă la capăt proiectele neterminate din lipsa de bani, ajutor și de sprijin. Hai să plângem puțin. Boșorodul va fi pus pe harta turistică și istorică a județului în următorii 4 ani. Baftă, dragii mei colegi din TNL, candidați la Consiliul Local al Comunei Boșorod, și nu uitați că suntem generația altfel, vom face altfel de politică pentru să... Bă, nene, bă, sunteți penibil, mă. Bă, ăla n-a fost în stare să pună la Boșorod să facă nimic în ultimii 4 ani, a fost primar. La ăla îi place să conducă buldo excavatorul și atât. Despre ce vorbim aici? Păi vitul consiliera județeană Cristina Chivu, o blondă drăguțică de altfel, dar drăguțică, ce să zic, domnișoara, doamna Cristina. Dar până acum unde ați fost, domnișoara sau doamna Cristina Chivu, de nu l-ați susținut pe domnul primar Tiberiu Cacuci, îmi cer scuze, de la Boșorod? Apăreți acum că sperăm să mai câștigi un mandat, sperăm să mai fac o treabă, și plângeți că din lipsă de bani, din lipsă de ajutor, din lipsă de sprijin. Băi, și dacă va câștiga Adrian David președinția Consiliului Județean, asta nu înseamnă că o să ducă să-i facă treaba lui Cacuci la Boșorod. Treaba primarului este să scrie proiecte europene, să aibă echipă bună, să se ducă pe la ministere, să acceseze fonduri guvernamentale, nu se ducă cu cerșitul la Consiliul Județean, de oricum, de unde, unde, oricum primește niște bănuți cu care n-are ce face, n-are mare lucru de la Consiliul Județean. Da? Deci nu mai tâmpiți, nu mai prostiți oamenii, că, băi, ăla nu-i primar care plânge, mă. Știi că n-am avut sprijin politic. Scrie, băi, proiecte europene. Dacă n-ai avut sprijin politic. Ce sprijin politic vrei? Vrei să vină Orban sau nu știu cine să te sprijine pe tine acolo la Boșorod? Păi Orban nici nu știe cine-i Cacuci de la Boșorod.
Și dacă vine Orban la Boșorod și îți vede plăcuța aia cu Osorod, îți spun eu că nu mai vine. Deci veniți cu tot felul de chestii, de mai prostiți un om, mai nu știu ce. Păi cine ești dumneata Cristina Chivu de-l sprijin pe acest cacuci care n-a făcut nimic? Spuneți, bă, ce vreți să faceți? Deci cu sprijinul viitorului președinte al Consiliului Județean Hunedoara, Adrian Nicolae David, Comuna Boșor... Bă, de ce-l băgați pe Adi David în ciorba asta? Ca să nu facă nimic cacuci încă 4 ani și pe urmă să-l înjure lumea pe David? Păi între primărie și Consiliul Județean sunt relații de colaborare, nu de subordonare. Atât și nimic mai mult. Ce poate să facă Consiliul Județean? Să-ți asfalteze drumul județean care circulă prin comună, mai mult de atât, nu are ce să facă. Da? Treaba acolo o face primarul, iar la voi cacuci n-a făcut nimic. Îmi asum ceea ce spun. Mergem mai departe, că îi dăm prea multă atenție astuia de la Boșor. Deci nu mai postați porcării de genul ăsta, că mă enervați și intrați în gura presei aici la revista Presei. Mai am timp? Ai furat minutele, unde l-ai pus? Păi ce, în toată revista Presei nu m-am ocupat decât de 2 până acum? Atât? Să-mi fie rușine. Nu mai pot de rușine. M-am emoționat citind cum plângeau ăia că n-au avut sprijin. Așa, ia uite, ci că foarte tare chestia asta. Cumpărați produse pentru dezinfectarea mâinilor, ar fi bine să citiți de 2 ori eticheta, căci normele de igienă v-ar putea trimite direct la spital. Un gel de mâini periculos este vândut în magazine, deși conține metanol, toxic pentru sistemul nervos central și pentru ochi. Atrage atenția directorul general al Direcției Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană a NPC Paul Angel, conform Mediafax. Da, care e gelul ăla? E un gel de mâini produs în Turcia, notificat de către Danemarca și așa mai departe. Deci, atenție la porcările pe care le cumpărați. Bun. O știre de ultimă oră. Guvernul e decis să adopte pe repede înainte rectificarea bugetară. Doamne ajută, era și timpul. Dar să vedem și cum o faceți. Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, adică astăzi, că a fost convocat Consiliul Economic Social pentru avizul asupra rectificării bugetare, iar proiectul de ordonanță a fost transmis și către Consiliul Legislativ. Dacă avem îndeplinite condițiile, vom adopta rectificarea bugetară, a spus el, conform news.ro. Mai avem ceva? Hai să vedem dacă mai avem ceva mai important. Da, o chestie foarte interesantă. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, Neanelu, a explicat că elevii vor purta măști în sălile de clasă după începerea anului școlar. Excepție vor face copiii de grădiniță și cei de la clasa pregătitoare. Dar de ce vor face excepție? Ce, ăștia nu respiră sau ce? Se merge pe purtatul măștii și în sala de clasă, pornind de la clasa 1. Excepție vor face elevii de grădiniță și cei de la clasa pregătitoare. Când ies în pauză, elevii se vor dezinfecta pe mâini. Când intră înapoi la fel, dar de ce se infectează singuri în timp ce stau în bancă sau cum, că nu înțeleg. Măsura purtatului măștii va rămâne obligatorie, fiindcă transmiterea este aerogenă, v-ați deșteptat și voi în sfârșit, și masca este cea mai sigură regulă, pentru că nu avem certitudinea că elevii vor respecta distanța minimă de siguranță sanitară de 1 metru, a spus Tătaru. Băi, când ori începe să se pupe aia pe holurile liceului, să vezi ce distanță minimă regulamentară o să respecte, se pupă prin măști și tot se pupă, vă spun eu. Dar mă rog, apropo de pupat, vă pup și eu, vă doresc un weekend frumos în continuare. Adrian Simeon, rămâneți cu Capital TV, televiziune pe bune.